România și Ucraina vor negocia un acord bilateral de securitate. Discuțiile încep astăzi la Forumul Economic de la Davos. Aceste negocieri vin în continuare acordurilor la care s-a ajuns în urma convorbirilor telefonice dintre Volodymyr Zelensky și Klaus Iohannis pe baza declarației G7 de la summitul NATO de la Vilnius. Așadar, România a devenit cea de-a noua țară care a inițiat discuții bilaterale de securitate cu Ucraina. Iar țara noastră a fost de la începutul războiului unul dintre cei mai importanți aliați ai Ucrainei. Anul trecut, în octombrie, vă amintesc acum, Volodymyr Zelensky a venit pentru prima dată în România la invitația lui Klaus Iohannis, iar cei doi șefi de stat au decis atunci ridicarea relațiilor bilaterale la nivel de parteneriat strategic. Iar ulterior, Ucraina a anunțat că limba română a fost recunoscută oficial în locul așa numitei limbi moldovenești. Așadar, Ucraina și România au convenit și lansarea unui nou coridor de cereale via Republica Moldova. În plus, să știți că piloții ucraineni se antrenează în țara noastră pentru a putea folosi avioanele F-16.